Femeia care vrăjea cu soțul Andy Adam face noi dezvăluiri bombă după ce artista a negat discuțiile halucinante. Se pare că lucrurile se complică. Haideți să vedem ce spune Dana, femeia care a încercat să-i seducă soțul Andy, despre acesta acum. Peste tot în presă s-a scris cum că aș fi amanta lui Sorin și el a acuzat ca fiind soțul infidel. Lucru total neadevărat. În spatele acestui subiect este un alt subiect de unde a pornit totul și pe care nu vreau să-l dezbat, iar Anda cred că ar trebui să aprecieze acest lucru. Referitor la mesaje, e alegerea ei că a negat totul, dar asta nu înseamnă că are dreptate. Nu mă interesează să vin cu alte dovezi, iar asta o fac din respect pentru Sorin. Dar tu ai putea să faci dovada acelor mesaje, nu? Le-am făcut deja. Dacă eram amanta lui Sorin, îmi asumam acest lucru. Dacă cineva are să-și asume ceva, aceștia nu suntem noi doi. Anda spunea despre ea că este o femeie asumată. Eu sunt o femeie asumată prin fapte și nu prin vorbe. De ce spui tu că Anda nu ar fi o femeie asumată? Ce a făcut ea? Nu vreau să spun mai multe. Tocmai ce am spus, că o fac pentru Sorin. Atât. Mi se pare că cel afectat ar fi Sorin mai mult și nu e cazul ca el să fie scos în față ca fiind cel vinovat. Tu ai mai vorbit cu Sorin de când au fost publicate aceste mesaje și de când cu... Nu, nu mai vreau să dau o declarație despre asta. Mă gândesc că poate ai vorbit, pentru că altfel nu ai fi știut că el este afectat, nu? Este atâta timp cât nu este adevărat ce s-a scris. Te-a contactat Anda Adam după declarațiile de ieri? Nu. Crezi că da, se abține probabil să nu te caute? Da, probabil. Cu siguranță. Tu ai să-i transmiți ei vreun mesaj? Nu. Ce-mi dorește ea mie, îi doresc și eu ei și toate cele bune. Nu vă doriți amândouă același bărbat, să înțeleg. Nu știu ce bărbat își dorește ea. Eu atât am avut de spus, să subliniez faptul că eu nu sunt amanta lui Sorin și nici el soțul infidel. Noi știm cum a fost totul și de unde a pornit. Iar restul care comentează și nu cunosc subiectul să rămână cu semnele de întrebare. Tu dacă vei vrea să fii cu Sorin sau orice bărbat, vei aștepta ca el să fie liber, nu? Eu mi-asum ceea ce fac.